București. Orașul aglomerat, aflat într-o continuă dezvoltare, ce își păstrează încă amprentele trecutului. Clădirile vechi, monumentele istorice și străzile ce nu și-au schimbat numele, șoptesc trecătorului în taină peripețiile prin care au trecut de-a lungul timpului. Bucureștiul de altă dată era cel cu străduțe mici, era concentrat în centru, unde era curtea domnească. Sigur, noi suntem în centru pentru zilele noastre. Suntem foarte aproape de Calea Moșilor, așa o cunoaștem noi astăzi. Era calea care ducea la Târgu de Moș, adică la Târgu Obor de astăzi. Și pe vremea aceea, sigur că în această zonă erau case de jur împrejur orașului sau a centrului de astăzi, erau mai multe astfel de cartiere sau mahalale, așa cum era această zonă a negustorilor, cupeți, cum se numeau ei atunci, însă puțin mai la nord găsim și biserica precupeților, deci a celor care vindeau cu bucata. Negustorii, bineînțeles că aduceau mărfurile în gro, cum spunem noi, se adresau întâi curții domnești și abia după aceea vindeau marfa lor precupeților, care vindeau la piață. Deci erau oarecum mai înstăriți cei de aici. Apoi, multe mahalale erau de jur împrejur, pe cursul râului Dâmbovița erau argintari, erau spoitori, erau cei care făceau oale. Una dintre comorile arhitectonice ale anilor 1700 se află în inima capitalei, ascunsă printre străduțele întortocheate, unde odinioară se afla breasla negustorilor. Suntem în biserica Sfântul Nicolae Negustori, o biserică veche, zidită însă pe locul unei alte biserici, mult mai vechi. O biserică de dimensiuni mai mici, o biserică din lemn. Era vechea biserică a negustorilor din zonă, pentru că suntem în mahalaua negustorilor. Pe la anul 1718 a fost un incendiu mare care a cuprins multe clădiri din capitală și a ajuns focul și aici și biserica veche din lemn a ars. Așa ne spune și Pisania bisericii, o pisanie în piatră cu caractere chirilice, întâmplându-se de a ars târgul Bucureștilor și ajungând focul și aici, a ars vechea biserică. Și negustorii din acea vreme s-au îngrijit să zidească o nouă biserică din cărămidă, o biserică mare, așa cum o vedem acum. Între anii 1719, atunci a început zidirea ei și finalizarea pe la anul 1725, apoi s-a început pictarea, acoperirea cu această frumoasă pictură, anii 1725-1726, când lucrările au fost gata. Cel care a pictat este celebru pictor de curte domnească, Pârvu Mutu, preferat în acea vreme de Cantacuzini, dar și de Brâncoveanu însuși, în stil bizantin, așa cum se picta pe vremea aceea. Ctitorii acestei biserici care locuiau în această zonă erau oameni înstăriți de bună seamă și Nicolae Iorga menționează într-o lucrare a sa în care transpune inscripțiile pietrelor funerare din multe biserici din București și din biserica noastră, îi amintește pe acești ctitori Simeon Cupetul, Radu Piteșteanul, Stoica Abagiul, Stanciu Cojocaru, Iane Logofătul și Accente Capitanul, 6 negustori, toți îngropați în această biserică. Pietrele funerare, din păcate, nu mai sunt astăzi în biserică, așa cum spune Nicolae Iorga, ci sunt afară, în curte, au fost scoase în urma lucrărilor ce au avut loc aici în biserică de-a lungul timpului. În anul 1888, Emanuel Pache Protopopescu, care devenise primarul capitalei, se angajează să o refacă complet. Pache Protopopescu s-a născut aici,
a fost fiul protopopului Iancu, tatăl său a slujit în această biserică și se pare că s-a născut aici, în curtea bisericii, într-una din casele parohiale care existau pe vremea aceea. Deci, ajungând primar, a fost doar 3 ani primar al capitalei, așa cum se știe, anii 1888-1891, s-a îngrijit să refacă Bucureștiul, străzile, clădiri, iluminatul public, multe reforme în Bucureștiul de altă dată. S-a îngrijit însă să repare și această biserică, să o renoveze complet. A închis pridvorul până la Pache Protopopescu, pridvorul era deschis, specific stilului brâncovenesc de altfel. L-a închis cu rame de metal și cu sticlă, cu geamuri, la fel a făcut și cu ferestrele pe care le-a lărgit și l-a angajat pe Tătărăscu să repicteze biserica. Era în vogă pe vremea aceea, era o perioadă de renaștere, să spunem așa, și Tătărescu a repictat întreaga biserică, mai puțin în pridvor, a pictat doar icoana hramului, Sfântul Ierarh Nicolae. Ei bine, pictura aceea veche s-a înlăturat prin restaurare și s-au păstrat de la Tătărescu doar turla, pentru că turla s-a prăbușit, nu avem pictura lui Pârvu Mutu acolo. Și în afară de turlă mai sunt câteva scene de la Tătărăscu, anume 4 scene care încadrează ferestrele din naos, din absidele laterale, precum și aici la intrarea în biserică Pisania, din vremea lui Pache Protopopescu, și pictura de pe tavanul cafasului sau al corului. În anul 1953, Biserica Negustorii a fost declarată monument istoric. Recent, prima pictură a fost readusă la suprafață sub atenta coordonare a pictorului restaurator Romeo Andronic. Toate lucrările sunt readuse la viață, într-un fel, prin restaurare. Aici e ceva în plus, faptul că am avut dificultăți de ordin tehnic pentru a îndepărta un strat de pictură de pe alt strat de pictură. Înseamnă un volum de muncă foarte mare, pentru că îndepărtarea nu se face de pe o suprafață care nu are nimic pe ea. Trebuie la fiecare centimetru să fii atent ce se întâmplă, pentru că dedesubt este un strat de pictură. E o traumă mare pentru pictură să aibă un alt strat pe deasupra și după aia să-l îndepărtez. Intervențiile sunt și chimice și mecanice. Care este modul dumneavoastră de lucru? În zona creației sau chiar dacă faci restaurare, ai nevoie de o liniște interioară, în primul rând, dar și exterioară, și în jurul tău să existe pacea asta, așa. E foarte asemănătoare cu rugăciunea. Și actul ăsta al picterii unei biserici, pentru că e o rugăciune în imagine, în zona vizualului. Și nu poate să fie decât în liniște. Acum, sigur că există momentele de destindere ale persoanelor care lucrează, dar astea sunt așa, cel puțin în echipă, la mine, echipă care e majoritar formată din membrii familiei. În această biserică a slujit un părinte foarte prețuit de noi teologii, dar și de toți creștinii care l-au cunoscut, și anume părintele profesor Dumitru Stăniloae. Sfinția sa locuia aici, alături de biserică, pe strada care astăzi îi poartă numele, strada Părintele Stăniloae, pe vremea aceea se numea strada Cernica, într-un bloc vechi de apartamente, și între anii 1900,
81 și 1993, când a trecut la cele veșnice, părintele obișnuia să vină aici, să participe la Sfânta Liturghie, să se spovedească, să se împărtășească, bineînțeles, alături de preotul paroh din vremea aceea, părintele Dinu Mihalcea. Dintre cei apropiați de părintele Stăniloae, care vin și astăzi aici la această biserică, este familia pictorului Horia Paștină, împreună cu soția sa, Emilia, care și-l amintesc pe părintele Dumitru Stăniloae. Domnul Horia Paștină este și astăzi membru în Consiliul Parohial al bisericii noastre. Domnul Horia Paștină este unul dintre membrii fondatori ai grupului Prolog. L-am întâlnit în curtea bisericii. Ne-a vorbit cu emoție, căldură și nostalgie despre părintele Dumitru Stăniloae, unul dintre cei mai mari teologi ai secolului 20. Ați avut onoarea de a cunoaște un om deosebit. Cine a fost acel om? Părintele Dumitru Stăniloae. L-am cunoscut la oareceva timp după ce am terminat facultatea. L-am terminat în 73 și pe părintele l-am cunoscut prin anii 80, prin Niculescu Costion. Am ajuns la dumnealui, locuia aici în preajma bisericii, pe strada Cernica, care poartă acum strada părintele Dumitru Stăniloae. Mergeam la părintele și întrebam pe la ce biserică merge în zile de sărbători și îl însuțeam. Mergeam la biserică și ne-am pus rânduiala în viața noastră, deci cam de prin anii 80. Și lucrurile s-au strâns așa în timp, pe parcurs, prin cuvântul și prin viața trăită în preajma părintelui. Cum era părintele? Părintele îți era de ajuns să-l privești, avea o lumină care îți aducea liniște și bucuria de a fi în preajma lui. Chiar a fost odată venit o doamnă din Franța, l-a asistat, și care la început era cineva, traducea ce vorbea părintele, și pe urmă lucrurile curgeau într-un fel încât erau momente în care nu se traducea totul și ea își exprima mulțumirea că este de ajuns că îl privește. A auzit dânsul în Franța și a venit să-l vadă. Venea multă lume la părintele. Eu, împreună cu prieteni, cu soția, veneam aproape zilnic aici. Chiar eram obișnuit al casei. Eram întotdeauna împreună cu măicuța. Însoțeam, când erau așa în putere, însoțeam pe amândoi aici, la biserică. Slujea cu părintele Dinu Mihalcea. Uneori ținea un cuvânt la sfârșitul liturghiei. Avea o vorbă simplă, pe înțeles, blândă și nu avea o voce puternică, dar era o liniște în biserică și la plecare oamenii din biserică îl conjurau și doreau să ia binecuvântare de la părintele. Sentimentul meu este că venea ca un om
avea o asemenea simplitate ca un om din sat care venea la biserică. Nu dădea deloc sentimentul unui om care se ocupă cu lucrare atât de mare pe care a făcut-o, traducerile și scrierile pe care le-a făcut. Părintele lucra tot timpul, pornea întotdeauna de dimineață la lucru, traducea până spre ora prânzului, după care se odihnea, mai continua probabil puțin și după amiază, și seara îl însoțeam, îl vizitam eu cu soția sau prieteni și întotdeauna avea un cuvânt în legătură cu cărțile la care lucra, din ceea ce traducea sau din ceea ce lucra. Și ne vorbea ca despre un lucru inepuizabil și fără de sfârșit și că pe măsură ce înaintează în lucrare, noi drumuri se deschid și tot timpul descoperă și află câte ceva. Avea o mică locuință în care, într-o parte, era dormitorul și încoace era camera în care ne primea. Am putea spune că era ca la o chilie când mergeam acolo. Locul era destul de strâmt și atât de încăpător în același timp. Minunată e că întotdeauna se gândea la ceilalți cu dragă, sprijinea și niște familii care aveau problemele financiare. Pe părintele îl aveam în centrul preocupărilor noastre. Îl aveam ca duhovnic, ca prieten. În ce făceam, așteptam binecuvântarea de la părintele. Am restaurat o biserică la Jercălăi. Și acolo am cunoscut trei copii care au rămas orfani de părinți. Și mai erau în viață bunicii acestor copii. Cum erau în vârstă, ne-au rugat să avem grijă de ei. Era un moment în care eu nu aveam serviciu, cum a spus, soția mea ieșise la pensie din motive de sănătate și i-am spus părintelui situația, având încredere că am putea să ducem acest lucru. Părintele ne-a îndemnat să luăm copii și cu binecuvântarea părintelui i-am luat acești copii și i-am crescut. Am spus că Dumnezeu o să vă ajute și așa s-a și întâmplat. Copiii sunt mari acum, la casele lor. Lucrurile, să spun, aveau un firesc. Și aici era toată frumusețea. Aveam un firesc al vieții.